n-am avut niciodată nimic cu tine. Tu ai luat-o personal, aiurea. Ai înțeles? Cine mă va respecta în casa, mă respecta. N-am avut nimic cu tine niciodată, crede-mă. Dar niciodată, eu am avut cu tine, dacă am avut ceva, dacă am avut ceva de zis. Cu blondele și ce ți-am zis, adică n-am. Eu dacă am avut ceva de zis, am zis-o, ți-am zis în față. Ai văzut, de multe ori am vorbit față în față, nu? Da, mă, și eu ne-am zis și părerea mea, să înțeleg. Am zis să fac pace, că e mult mai ok și să vede o schimbare. Eu spun, mică, dacă eu spun din momentul ăsta că nu o să mai fac nimic la adresa ta, nu o să mai spun nimic, chiar așa fac. Dar asta nu înseamnă că dacă tu te bași pentru altcineva, pentru că eu când mă simt atacată, e legea junglei, frate. Când te simți atacat, să ataci. Nu-i normal. Eu tot la fel, dar nu o să mai atac. Deci eu cu tine nu am nimic personal, chiar țineam morții și susțin în față că n-am avut și nici nu am nimic cu tine. Plus de asta, tu iei apărarea lui Petronela, ea atacându-mă pe diverse, dar în diverse chestii. N-am făcut uneori n-am făcut, eu sunt imparțial. Asta e vorba de ei, ce a fost între ei. Eu nu i-am spus că mă interesează ce a fost între ei. Din păcate, pe mine mă deranjează trecutul, pentru că sunt în prezent și suntem în aceeași casă. Eu cu Petronela am dat mâna. Se exprimă nu pe înțelesul tuturor. Ia? Da, uneori. Să dau un exemplu. El a judecat, cel în două zile. Luăm așa, pur și simplu, în două zile. O judeci o persoană într-o lună și tu în două zile. Dar cât timp am muncit? Tot te întreb așa. Da, mă, dar au fi muncit-o, barna, dar vreau să-mi zic ce puțin. Păi cât timp, tu ai stat cu ei în casă? Okay, dacă nu era ei ce... mai erau fericiți? Dacă nu era, dacă nu era, mai era alta. Da, o mai lungea? Nu, era alta. Alta din casă nu era. Nu? Dacă intra o fată și nu eram eu, Alexandra. Nu știu, era și de ce trebuie să dai în altă persoană ca să poți să ajungi acolo unde vrei? Niciunul dintre ei nu a vrut să pună capăt, ce-au lungit-o așa era. Păi de ce? Că nu era nimeni în casă, nu? Ai apărut tu. S-au oprit stălcâile, vrei să te vină? Așa e. Păi și atunci cu ei vină? Nu, că n-ai nicio vină, ce vină? Ai auzit ce vină că ai venit în casă? Nu. Am venit și simplu, așa s-a întâmplat. Conflicte tot timpul o să fie, nu zic, nu are cum să nu fie. Dar nu mă câte vreo, dar și pe aia crezi că n-am văzut-o. Probabil Petronela îi spune asta. Nu știu, nu vreau să acuz, pentru că și cu Petronela chiar astăzi am felicitat-o că a făcut o super ciorbă. Da. În fine, bine că am făcut pace. Da, mă, dar... Că m-am săturat de cinci. Îmi doresc să fie exact așa cum trebuie, armonie și fără intrigi și alte chestii. Cât timp nu-i la adresa mea, n-am nimic cu un om. Ce credeai, Ale, că ai făcut? Ai mai făcut ceva? Da. Ah, bine, o să-i rog pe colegii mei să caute, să vedem ce ai făcut. Dar felicitări, vedeți că se poate? Da, eu am și specificat și l-am întrebat dacă i-am atribuit vreo jignire la adresa lui. Și n-a găsit niciuna. Adică n-am avut nimic personal. Doar faptul că au fost acele șicane la început și faptul că oarecum l-am respins și... Da, s-a simțit intrigat. Probabil că și orgoliul lui a fost rănit, da, și a reacționat într-un fel. Acum ești ok cu Ale, nu? Da, eu încerc să fiu ok, cine e ok cu mine, cine nu, aș pus. Înțeles. Da, e și asta o abordare, fiecare decide cum... Dar i-am zis lui Ale, deci dacă fac vreodată vreo glumă, să nu creadă că mă adresez ei. I-am și explicat uneori, poate involuntar, se... Vreo glumă cum mai... Nu știu, de exemplu, dacă zic ceva de blonde, poate nu știu, mă refer la Alina sau nu știu, sau îi zic ei, de exemplu, și a zis, da, că te referi la mine. Nu, mă, zic. Și dacă tu crezi lucrurile astea, poate o fac la adresa ta după aia, ca să simți. Da? Ce? Ce s-a întâmplat? Nimic. Zi tare, Ionuț. Sau tu ai zis, cine? Iau, zi. S-a supărat. Nu m-am supărat. De ce te-ai supărat? Nu m-am supărat, așa e fața mea când sunt obosit. De ce te-ai supărat? Că s-a împăcat cu Lică sau? Nu, sau că a lăudat ciorba Petronelei? Nu, nu e vorba de asta, pur și simplu. Te-ai lăudat ciorba? Da. Bine, dar știam cu toții că Petronela gătește bine. Eu, de exemplu, trebuia să mă supăr acum dacă Alea a spus că poate influența de Petronela sau așa zice Petronela. Nu, a pus părerea ei, eu oricum sunt... Cum sunt, evident că părerile sunt împărțite, da, normal, și normal, voi normal. Sunteți oameni diferiți. Dar păreri să le simți că le zice nu la mișto. Ce s-a întâmplat?